a participa la un program de screening sau a lua o decizie în acest sens, nu neapărat este cel mai confortabil aspect. De foarte multe ori poate apărea inclusiv rușinea. Poate ne gândim la o stigmă din partea societății. Nu e anormal să apară aceste aspecte. Ce e anormal, în schimb, și e nesănătos și nu ne ajută, este să ajungă să ne blocheze până într-atât încât să nu participăm la astfel de programe de screening. De ce am plăti un preț atât de scump doar prin faptul că îi prioritizăm pe ceilalți poate mai mult decât propria sănătate? Mai mult decât atât, vă invit să reflectați din nou la o persoană pe care o cunoașteți, care a trecut printr-o problemă similară, a depășit și acum este bine. Dacă un om foarte drag dumneavoastră, o prietenă foarte bună, cineva din familie ar participa la screening și într-adevăr rezultatul nu ar fi cel mai dorit, în ce măsură, până la urmă, părerea dumneavoastră despre această persoană s-ar schimba? Sau pur și simplu, nu ar conta ce ați fi acolo, i-ați respecta tot ceea ce simte.